cred că sunt niște subiecte extraordinare. Și strada Uliului și tot ce se întâmplă acolo, cred că e o problemă extraordinară care trebuie discutată. Și cred că și acest eșec major cu centura metropolitană, cred că și ăsta trebuie discutat, că e tot extraordinar. Nu e nimic altceva. Dar trec peste toate, ce să mai spun, nu are rost să mai spun ce a spus despre mine, pentru că văd că avem așa o percepție că parcă nu știu ce vorbesc și nu știu și eu și lege și în primul rând modul în care se face management. Și credeți-mă că știu. Dar mă întorc și vă spun doar atâta și vă întreb. Dumneavoastră, ca primărie, vă doriți să facem această centură metropolitană? Pentru că eu îmi doresc și din 2021, când am devenit deputat, am stat alături de dumneavoastră, atâta cât m-ați lăsat, să încercăm să rezolvăm toate problemele și să împingem lucrurile înainte. De la un moment dat nu m-ați mai lăsat, n-ați mai vrut să avem niciun fel de comunicare, dar asta a fost decizia dumneavoastră. În continuare m-am implicat, dar întrebarea este dacă doriți cu adevărat să facem centura asta, pentru că dacă nu învățăm nimica din toate greșelile astea, a doua licitație anulată. Dacă spunem că totul e bine, că e doar legea nu e bună, nu o să facem nici la a treia și nici la a patra, o să faceți ca la podul Garibaldi, da?